Dragi prieteni, suntem la Soliloc de Bibliotecă și voi, utilizatorii Bibliotecii Centrale, cred că sunteți în așteptarea unei noi prezentări de carte. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Apocalipsis, autor Adrian G. Romila. Suntem în anul 1917 și avem un personaj care se numește Cristian David și vine într-un sat în munții Neamț, un sat cu o denumire foarte și foarte, să zic eu, simbolică, Prisăcani, vine să lucreze lemnăria bisericii. Cristian David este tâmplar de profesie. Totul se întâmplă pe fundalul acestui an 1917, un an sonor, da? Un an al primului război mondial, un an al revoluției bolșevice, care și ele sunt, să zic, chipuri ale apocalipsei și lumea aceasta de munte, o lume retrasă din calea lumii celei mari, simte cumva ecourile care răzbat dinspre ceea ce se întâmplă în lume. Pe de o parte războiul, pe de altă parte acest pericol bolșevic care vine dinspre Est. E aproape o nouă barbarie care pare să se reverse în lume și să inducă angoasa și frica față de tot ce ar putea să se întâmple după. Trebuie să vă spun că este un roman foarte bine construit, cu personaje foarte bine conturate, cu o proză în care nici nu observi cum se termină paginile. Un roman care te copleșește, te prinde în subiectul său, pentru că e o carte, cum mi-am și notat aici, care marchează sfârșitul unei epoci și începutul unei alte epoci care va să vină. În acest sens, e și o idee care, zic eu, reverberează cu acest titlu, deși trebuie să menționez, titlul este unul prolific, în el încap mult mai multe idei și concepte din acest roman și în acest sens vreau să vă spun că Adrian G. Romila chiar știe să imagineze o lume, știe să populeze o hartă imaginară, o topografie, să zic eu așa, romanțată, pentru că suntem în Munții Neamțului, suntem în spațiu românesc, suntem la un moment dat chiar la Polul Înghețat și, apropo, chiar trecem și spre Cahul, dincolo de Prut, spune Adrian G. Romila. Vom întâlni și alteritatea iudaică, care e foarte prezentă în spațiul românesc și în întreaga lume, o alteritate care mai aproape de cel de-al doilea război mondial va veni într-o actualitate crudă a lumii, dar despre aceasta deja se vor scrie alte cărți și alte romane. Eu chiar aș spune că este acest volum și un studiu romanțat de teosofie, de antropologie. Și atunci când spun teosofie, nu arunc pur și simplu cuvinte care să sune deștept. Există o relație foarte și foarte specială a prozatorului Adrian G. Romila cu divinitatea, doar că el știe să aducă numenul într-o lume a cotidianului, un cotidian, vă ziceam, de la început de secol 20, cu legile lui, cu felul în care oamenii știau să perceapă niște realități, niște întâmplări. Și fiindcă vă ziceam despre antropologie, despre, aș spune, chiar abordarea unor mentalități umane, un moment pe care l-am remarcat în acest roman la Adrian G. Romila, dar chiar întreaga lui proză, pentru că am citit și alte cărți, pot menționa că există în cărțile acestui prozator
care, apropo, vine de la Piatra Neamț, o preocupare cumva specială pentru spațiul estic, pentru ruși. Rusul e un personaj prezent și în această carte și în alte proze scurte sau romane pe care ni le oferă prozătorul Adrian Geromila. Eu chiar am numit-o în niște însemnări ale mele oroarea sau mai bine zis fascinația pentru oroarea rusească. Să știți că de altfel e o temă foarte prolifică în cazul acestui prozator și de multe ori se mișcă spre spațiul rusesc, anume prin ortodoxie, prin relația cu divinitatea spațiului slav. Și în acest sens pot afirma la un moment dat că Adrian Geromila are o fantasmă în, în cărțile lui, este fantasma corabiei, o chimeră care populează preocupările acestui autor. Eu cred că ar trebui să-i citiți CV-ul autorial, să înțelegeți de unde îi vine. E o preocupare pe care chiar aș putea să o anunț la un moment dat, un soi de proiect autorial de a aduce corabia în literatura română. Nu știu dacă a mai făcut-o cineva de această manieră. Apropo, vreau să vă citesc la pagina 192 un fragment în acest sens. Meștere David, vreau să-mi faci un coștiug anume, pentru Radu. În două zile, cât o ține priveghiul, că mai mult nu se cade și nici nu pot să-l țin neîngropat. Un coștiug e ușor, nu-i ceva. Ei, asta, că nu orice coștiug vreau eu, Davide. Vreau unul care să semene cu o corabie sau măcar cu o barcă. Vreau să-l pun în mormânt pe Radu într-o corabie, înțelegi? Le iubea tare, măcar cu atâta să rămână săracul. Asistăm la o erezie, da? Un coștiug, un sicriu care să amintească o corabie sau măcar o barcă, m-a făcut chiar să admit ideea că într-o lume care a intrat în derivă, care își trăiește apocalipsa și care anunță o altă epocă, e nevoie de erezie, pentru că erezia mereu aduce noul, erezia mereu permite regândirea, reinventarea. Și Apocalipsis este un roman despre plecarea unei lumi și despre inventarea unor paradigme noi. O carte, să zic, frumoasă, o carte foarte bine lucrată, pe care vă recomand, o căutați, o citiți.